dragoste fără secrete. Ok, lăsăm piureul, facem clătite. Trecem direct la desert. Asta, direct la desert, salut, mă scuz că spuțenul e spumăin. Și ce faceți? Cum a fost seara voastră până acum? Sper să fie mai liniște. Da, nu știu, eu după părerea mea am impresia că așa trebuia să fie. Dacă nu forma un cuplu, trebuiau să plece, deci. Da. Într-un fel, corect. Am impresia că s-a restabilit pacea și ordinea, deși îmi pare rău cum unii au plecat. Eu cred că de acum a început competiția. Da, mă, chiar sunt curioasă cine vine în loc. Păi, mai sunt 84 de zile. 84. Am făcut aici ca să tăiem fiecare dată când trezim dimineața, tăiem o zi. Și aici când o să ajungem la 1, vom tăia dimineața 1 și știm că dimineața următoare suntem afară de aici. Tare. Și am făcut un program, dar nu respectă nimeni. Adică încercăm. Eu chiar încerc să respect programul, dar nu pot. Am încercat, dar mai ales cu trezul dimineața, gândește-te. Vine la faceți curățenie. Curățenie prin casă, trezire prin încercăm să facem curățenie mai mereu, că suntem foarte dezordonați. Pur și simplu, chiar și acum, eu eram acolo în pătură, m-am făcut plăcinte, efectiv, suntem acolo. Ca un ceva șoareci într-o gaură și pe care vă mesajul. Aveți o vizită peste 40 de minute. Dă-i și asta, dă pătura de pe tine, du-te strânge hainele, du-te făcura pe masă, asta. Dar noi n-am mai avut răbdare, noi așteptam acolo, lângă ușă. Păi cum v-ați obișnuit aici? Bine, îmi place. În afară de copil, evident, că îmi dau seama că vă este foarte dor de copil. Mai aveți ceva care vă lipsește? Nu prea. Nu știu, eu n-am un plan. Voi felicitări, că aveți copil. Da, foarte drăguț. A fost întâmplător sau voi chiar ați încercat să faceți un copil? Întâmplător. Da. Dar tot și bine că mulți sunt pe mod, ce se întâmplă? Doamne, un copil încep cu crize de asta. Nu. No. Și nu știu să mă îți dai seama că la început și noi am fost un pic cam... El a fost dezamăgit, eu nu. Dezamăgit. Nu știam cum să se reacționez. Te trezești cu băie și tată și altă viață, frate. Dar după aia m-am obișnuit cu ideea și... Cum ați decis voi doi să veniți în competiții? El a fost la televizor, te-ai săturat, nu știu, ceva reclamă. Nu, era așa, era reclamă. Te-ai săturat să stai cu părinții? Cu părinții? Te-ai săturat să stai la socrii? Da, da, da! Îți scrie-te pe antena casting bureau. Bine! A mers repede, telefonul, ba, ba. Hai să-mi scriem. S-a înscris, a trimis poză și după aia zice, să știi că ne-a sunat, adică nu, să știi că mi-a răspuns, să știi ce, zic, super. Da, i-au cerut număr de telefon. Da, după aia ne-a sunat, știi? Cum? Eram la mine în Vrancea, la unde au ai mei casă. Și stăteam așa, cu ce, să n-aveam gen ceva și vedem reclama la televizor. Eram băcii să stai așa, fii atentă că mergem la televizor tare. Așa v-ați înscris și voi? Am dat mail, mi-a dat mesaj înapoi să trimis și un clip, le-am trimis și clip și după aia acum am ajuns în București. Exact, la fel și la noi. Mi-a dus asta altă zi? Mă bucur. Mi-a făcut eu să mă șurez. Băi, și eu. Mi-a făcut plăcere. Pa. Și mie. Să fiți cuminți. Pa, pa. Pa, pa. Oh, de-abia acum am văzut tatuajul. Uite, să văd ce scrie acolo. Life, hope, love. Ce drăguț. Dragoste fără secret.